Și-a mișcat gura. Bancul tremura și-a mers afară și-a zis că trofeii vor motor pe aici. Așa, așa mi-au pus lacrimele. Și acolo, fiind un grup de creștine, mi-a scos momente și două creștine care a fost bolnav, părinte, dar cunoaște-ți părintele Ioan, îmi spune ele. Păi m-a fost duhovnicul meu și m-am vindecat că mi-a pus capul așa. Eu vă dau o mărturie. Eu avem cancer. S-a ficat, s-a stomac. Și spui lui părintele Ioan, părinte, asta s-a întâmplat la Plumbuita. Am cancer, mă doare toate șelea. Dar înaintea mea era unul înjenunțat de să mă întâlnesc la părintele Ioan. Părinte Iosif Ioan, când în 1953 a fost orb și surd și acolo am văzut și auzit. Tu ești Pântioar, ce de seară faci mă banchet. Eu eram de o parte în picioare, cum sunt acum. L-am prătășat părintele Ioan, măi Ioan, mă. Și când trec eu, de părinte, am cancer. Și părintele Ioan m-a prins în brațe, erau o padă de persoane. Că în momentul când m-a prins în brațe, părintele a făcut roșu cum e aici la față așa, și un cutremur tot, corpul n-a mai simțit nimic și îmi spune așa, eu n-am înțeles, ci că ai cel roz, măi. Ca plecând de acolo, n-am mai avut nimic, și părintele Ioan mi-a spus, n-am înțeles, ci că a spus că ai cel roz. Și unul care a fost lângă mine și a uitat părintele, și că mă fac călugăr, părinte, că și eu am voli, poate ridică și ți-a făcut preot, am răstrat cu poșul, azi și preot face cinste mănăstirii Cocoșului, așa, și ne mai găsim. Deci sunt minuni, miracole. Eu, care nu puteam mânca nimic, m-am dus la doctor, părinte, nu te operăm, dar nu garantăm. M-am vindecat. O femeie nebună la Vademenești, așa, a dus în lantul. O atins-o, părinte, prima dată cu Sfintele Taine, pe cap, după aceea pe buză, fășea rău, căpătorii. Așa, când a atins-o, gata, s-a revenit, a devenit femeie cea mai strălucită. Deci tu un minut dumnezeiești, așa, așa că noi suntem orbi, nu le vedem, înțelegi? Așa că, dragii mei, simt că s-a rupt din sufletul meu și în inima dumneavoastră, că nu v-am vorbit din creier, cu cuvinte meșteșugite, cu analfabet. Cu patul clasic, că n-am nici facultate, nici teologie, n-am nimic, așa, dar v-am dat din inimă ce mi-e scump. Vă am acolo pe perna mea, dragă părinte, dragă părinte, aveți o bunătate, să vă păstrați bunătatea. Sfinția voastră, căutați să mă alimentați, părinte, ca să puteți păstori turma lui Hristos, că într-un trup sănătos, este și un suflet sănătos, care a strătrămat, dar dacă nu cu ochii, cu inima, așa, cred, în Maicuța Domnului, că îmi veți face și mie o pârtie, acolo împărăția Dumnezeu. Și a spus bunica lui Sfântul Vasile, că dragii mele, la poți, că noi muri, veniți toți în jurul gropii mele și vărsați câte o lacrimă ca să ușurați focul și durerea iadului. Așa a făcut Sfântul Vasile, fiii, nepoții. Și a curs și a ușurat-o pe bunica lor, așa și și eu. Cu lacrimile voastre, cu suspinurile voastre, cu dragostea voastră, așa. Vreau și eu să mă ușurez, să puneți o lacrimă acolo și să spuneți, Doamne, nu-L trimiți să ți-o focul cel veșnic, că a vărsat pentru cuvintele lui, care au fost atări, Doamne, ușurează, lasă-l unde suntem și noi. Că așa a spus Părintele Sfântul, că dacă aduce pe cineva, abia căpătăm milă în fața dreptului judecătorului. Fărați cu Maicuța Domnului, fărați cu cerul, fărați cu dragostea asta, fărați cu unitatea cu care sunteți uniți. Nu mai sunteți Gheorghe și mama și altul, sunteți ura, că Hristos suntem ura. Unitatea este cea mai crescut ca toate. Domn, diavolul are cea mai mare. Unitatea, dragostea este mai presus, așa spune Sfântul Vasile.
Așa este mai presus ca fecioria, unitatea. Degeaba să păstrezi fecioria și când ești zbinare, așa. Ce-mi văd eu, ce-mi aud în urechile, ce-mi spune cu tare, că eu, părinții, ei mers în noapte, v-am donat, nu mă plictisesc, zi și noapte, mă întăriți, îmi puneți un dilemă în camera mea, că și camera mea să strângi dacă nu tăteți dumneavoastră, că se usucă vânturile, bat tare, așa, să-mi donați ulei, 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 ca să fiu eu proaspăt, să vă dau această gană tare, înțelegi? Așa, să fiți alături de preoți, ceriți-le sfatul, împărtășiți-vă, mărturisiți-vă cât mai des, așa, ce Dumnezeu și Maicuța Domnului, să vă plătească și toți Sfinții, de aici, de București, cu Sfântul Tinderea, pe alte țări priviți, musulmani, omoară creștini, omoară preoții, îi face martiri, mâni cu oameni mici la noi, îi ia locul, nașteți copiii care credeți că ei naște câte 14 copii, îi ia locul nostru, noi îi dăm, îi trimite și țărișoara asta va fi slăbărită de nații străine, așa, fiți așa cu mintea întreagă, cum spune acolo la Acatistul Mântuitorului, Iisus în tăria trupului, Iisus în lumina sufletului, Iisus în repetirea mintei, Iisus în bucurea cunoștinței, Iisus în nădejdea aleasă, Iisus cu o vedere sfârșită, lauda cea mai presă de ceruri, Iisuse, mintea cea întreagă a celui curat cu fecioria, rugați-vă că Maica Domnului, faceți acatistul, paracristul, rugați-vă necontenit, când cine va găsi, în răsenie va judeca. Amin.